Vă invit să pornim împreună într-o călătorie în seara aceasta, o călătorie de suflet, în care să plecăm de la acele momente în care suntem jos în viața noastră, în care apare nemulțumirea, în care apare frustrarea, în care apare acea neputință noastră și chiar descurajarea existențială. Sunt momente când pur și simplu nu mai găsim resurse să mergem mai departe. Nu vedem cum am putea rezolva problemele care apar în viața noastră. Însă, aș vrea să vedem, atât din Sfânta Scriptură, cât și din ceea ce vom putea să descoperim împreună în această seară, că întotdeauna există resurse, întotdeauna există un răspuns la problemele noastre, întotdeauna există o soluție pentru a merge mai departe și nu doar pentru a merge mai departe, ci de a obține cât mai mult în ciuda dificultăților și a problemelor care vin în viața noastră. Titlul meditației noastre și a mesajului este câștigă mult cu puțin. În urmă cu ceva timp am găsit un film extraordinar. Vreau să vă povestesc pe scurt, îl găsiți și dumneavoastră dacă dați un search așa rapid. Este vorba despre un film motivațional inspirat din fapte reale. Este povestea unui om care avea ca profesie pescuitul. Da, pescuitul maritim. E vorba de un film intitulat Primarul Pescar. Acțiunea se petrece undeva în Italia, zona Napoli, mai precis Acearoli, o zonă foarte frumoasă, o zonă pitorească, o zonă în care, din punct de vedere al naturii, totul era foarte bun, dar oamenii plecau din zona aceea pentru că nu era deloc dezvoltată din punct de vedere economic, nu era un administrator în sătucul acela care să pună lucrurile în ordine, tinerii plecau și totul părea că se destramă, nu e nimic nou și noi avem sate în România care sunt părăsite, toată lumea pleacă de acolo pentru că nu mai sunt oportunități, nu mai sunt acele cadre în care tinerii și copiii să se dezvolte. La un moment dat, omul acesta, văzând ce se întâmplă în jurul lui, văzând că majoritatea pescarilor încep să-și vândă bărcile, a avut așa o revelație și în același timp și o nemulțumire. Și a zis, domnule, cum se poate ca zona aceasta atât de frumoasă a Mediteranei să fie părăsită și satul acesta să fie lipsit de viață? S-a dus la primărie. Primăria, fiecare acolo făcea ce dorea, primarul nu era prezent, funcționarii erau plecați fiecare la treburile lor. Dacă voia să lași o cerere, puteai să o lași la garduri, la pereți, la birouri, că nu era nimeni care să te ia în seamă, să ia lucrurile în serios. Și a venit un gând în timp ce pescuia el cu barca lui pe mare, măi, mă apuc eu să candidez ca primar, vreau să devin primar. Când au auzit ceilalți, chiar din familie, au zis, pe bune, tu primar, tu pescar, primar, hai să fii serioși că n-ai nimic de a face cu administrația, cu politica, nu ai nicio educație superioară, trebuie să ai măcar o facultate. Și la început l-au luat în râs, însă în momentul în care omul a început să le arate concret problemele cu care se confruntau, erau gunoaie peste tot și prin sat și prin mare, erau aruncate inclusiv mașini în mare și a zis, vă place situația asta? Se crease o adevărată groapă de gunoi la marginea orașului, nimeni nu era responsabil de nimic, în primărie lucrurile nu mergeau, oamenii se plângeau că nu au locuri de muncă, nu pot să vândă peștele la nimeni sau dacă îl vând, îl vindeau la prețuri foarte, foarte joase și toată lumea se plângea, dar nimeni nu vroia ca să-și asume nimic. Și la un moment dat a zis, uite, o să candidez eu ca primar. Bineînțeles că început a fost dezastros, omul nu era obișnuit cu speech-urile motivaționale, nu avea vorbele la el. A început mai stângaci, dar în campanie a început să-și dea drumul, văzând care sunt nevoile oamenilor și văzând care este nevoia de schimbare în localitatea aceea, a început să le vorbească despre ceea ce aveau ei nevoie și de ce puteau să le aleagă pe el ca primar,
pentru ca apoi să schimbe lucrurile. Și într-adevăr a ajuns primar și a început să schimbe lucrurile. S-a dus în primărie și a văzut acolo o lene totală și o nepăsare și o dezordine. Ziceai că ai căzut așa într-un spațiu de gunoi, dar care nu mirosea atât de urât, dar era o dezordine totală. Portarul plecat, secretara plecată, cei de la registratură erau la cafele, la... Și a zis, da, bun, dar aici pe posturile astea nu lucrează nimeni? Păi zice, unde e secretara? Păi acasă, ea vine la ora 11:30. A sunat-o și a zis, îmi pare foarte rău, astăzi mă doare capul, nu o să vin până la ora 11. Nu, nu, trebuie să vii aici, la ora 8 dimineața, tu trebuie să vii aici. Și a sunat-o, a insistat să vină și cu mari, mari insistențe a venit supărată, ca și cum ar fi fost un mare serviciu că ea trebuie să vină la lucru în ziua aceea de la ora 8 sau 8 jumate cât era atunci. Și a zis, știi ce, pe mine mă doare capul, pe mine să nu mă bați la cap în zilele următoare, pentru că eu am drepturi, să știi, eu am drepturi și nu pot să mă dai afară. Și a zis, primarul, serios? Ia hai să vedem. Și a întrebat un avocat, măi, dacă nu-și face lucru la, aici, la birou, ce pot să fac? Păi zice, pot să o dai afară. Și a spus clar care sunt legile și a dat-o afară. I-a concediat pe toți puturoșii de acolo, s-a înconjurat de niște oameni care puteau să facă ceva și în felul ăsta lucrurile au început să se miște. A început să dispară gunoiul din mare, a început să dispară gunoiul și tot ceea ce era în jurul lor care polua natura și satul acela. A început să se dezvolte economia, au început oamenii să fie entuziasmați, să investească în turism, a inventat și o poveste, cum că Hemingway și-a scris unul dintre romanele sale acolo și în felul ăsta lucrurile au început să se schimbe. A obținut și al doilea mandat, s-au schimbat și mai mult lucrurile. Bineînțeles, la un anumit interval a venit în conflict cu cei din traficul de droguri și a fost asasinat. Este poveste reală pe care o vedeți, o puteți vedea. Dar mesajul pe care îl transmite acest film este că poți să pleci de la lucruri mici, foarte mici, și să realizezi ceva. Cu puțin poți să câștigi mult, poți să schimbi lucrurile în jurul tău dacă ai motivație, dacă ai dorința să faci lucrul acesta. În Sfânta Scriptură întâlnim foarte multe momente în care Dumnezeu îi ajută pe oameni să câștige mult cu puțin. Și aș vrea să surprindem câteva cadre din Sfânta Scriptură care ne demonstrează lucrul acesta. Câteva situații în care Dumnezeu i-a luat pe oameni de jos și i-a ajutat să schimbe gândirea, să schimbe perspectivele, să înțeleagă că ei pot să facă mai mult cu mai puțin. Unul dintre oamenii care a făcut mai mult cu mai puțin, a câștigat mai mult cu mai puțin, a fost Moise. Imaginați-vă scena aceea în care Dumnezeu îi se arată lui Moise în deșert. Plecase de la curtea lui Faraon ca fugar, omorâse în urmă cu 40 de ani un egiptean, în dorința lui de a-și elibera poporul din sclavia egipteană, a plecat de acolo timp de 40 de ani, în fiecare zi păștea turma socrului său Ietro și la un moment dat se obișnuise cu stilul acesta de viață pastoral. Mă plimb cu oile în fiecare zi, am grijă, mai vine câte o furtună de nisip, mai vine câte o ploaie, mai vine câte un frig, mai vine câte un soare arzător, mă mai adăpostesc la umbră, stau liniștit, mă întorc acasă, nu curge, dar pică, e ok, stilul acesta, liniștit, nu te grăbește nimeni, nu-ți dă nimeni targeturi, nu-ți dă nimeni liste de făcut și este foarte bine. Și în momentul în care Moise se obișnuise deja cu viața aceasta, a intervenit Dumnezeu și a zis, Moise, vreau să pun înaintea ta un alt nivel. Ai plecat de la curtea lui Faraon, acum te-ai dus 40 de ani în pustie, ai trăit cu oile, ai păscut oile socrului tău, ai avut o perspectivă destul de limitată, ai învățat anumite lucruri, dar uite, vreau ca să eliberez pe poporul meu din robie.
Și înainte de a-i prezenta planul, Dumnezeu i s-a arătat lui Moise într-un rug aprins. Și în Exodul, capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise păștea turma socrului său. Așa cum am spus, timp de 40 de ani a făcut lucrul acesta. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc. Și în momentul în care a văzut lucrul acesta, nu era un lucru nou să apară incendii în deșert, unde este foarte cald, unde este o temperatură ridicată mai tot timpul, să vezi că se aprinde o tufă sau niște boscheți, mare lucru. Dar rugul acesta avea ceva deosebit și Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, și el a răspuns, iată-mă. Nu aș vrea să spiritualizez foarte mult acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că putem să ajungem la orice fel de interpretări științifico-fantastice, să ajungi să spiritualizezi foarte mult și să dai o hermeneutică ciudățică Scripturii, cuvântului lui Dumnezeu, așa cum a făcut Origen. A mers până acolo cu hermeneutica încât a spus, da, măgarul din acea secțiune din Evanghelie unde Iisus Hristos a intrat în Ierusalim reprezintă poporul ales, iar coada o reprezintă neamurile. Poți să ajungi la tot felul de aberații de felul acesta. Dar aș vrea să facem niște aplicații practice. În ceea ce citim în cuvântul lui Dumnezeu, descoperim câteva lucruri practice pentru noi. Moise s-a întors să vadă această viziune, această vedenie minunată, să vadă mai bine ce se întâmplă acolo. Foarte mulți dintre noi trecem pe lângă oportunități, trecem pe lângă minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră, nepăsători. Dumnezeu este acolo și noi nu vedem, pentru că nu vrem să vedem. Suntem atât de ocupați încât nu mai vedem ce vrea să ne spună acolo Dumnezeu. Și spune cuvântul că Domnul a văzut că Moise se întoarce să vadă și atunci a vorbit. Dacă nu ți iei timp în viața ta să observi lucrurile, să observi oportunitățile, să observi soluțiile la problemele pe care tu le ai, nimeni nu va face în locul tău. Și dacă tu nu ai interesul să vezi cum poți ieși dintr-o anumită situație, nimeni nu-l va avea. Moise s-a întors și Dumnezeu a început să-i vorbească. Nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Versetul acesta ne arată că locurile sfinte nu sunt doar bisericile, moscheile, templele sau alte locuri de pelerinaj. Locul sfânt este pământul pe care îl calci. Ați auzit de proverbul care spune că omul sfințește locul? Și aici este cât se poate de valabil. Nu doar anumite locuri sunt sfinte, ci locurile pe care le calci tu pot fi sfinte sau profane. Modul în care înțelegi lumea și viața poate să transforme existența în ceva sfânt sau ceva profan. Locul pe care îl calci, Moise, aici în deșert, este sfânt. Pentru că sunt eu, pentru că ești tu. Și ascultă bine ce spun, Moise, și poți să pui aici și numele tău. Îți dau o misiune mare. Vreau să mergi să eliberez pe poporul meu din robia egipteană. Și imaginați-vă cum s-a gândit Moise și ce s-a gândit Moise în momentele acelea. Bun, oi fi fost eu educat la curtea lui Faraon. Am avut eu parte de o educație aleasă, știu strategie militară, am învățat să mă lupt corp la corp. Asta e prea de tot. Să mă duc eu cu ce? N-am bani, n-am armată, n-am resurse, n-am nimic. Cu ce să mă duc eu să eliberez pe poporul Israel din robie? Am și uitat egipteana, sunt bâlbâit, mă bâlbâi, nu am nicio abilitate care să mă recomande ca mare eliberator al poporului meu. Și Dumnezeu vine și îmi spune, Moise, este vremea să câștigi mult cu puțin, să-mi scoți poporul
din robie. Și începe o întreagă negociere între el și Dumnezeu cu privire la posibilități, resurse, oportunități, imposibilități. Doamne, până când se enervează Dumnezeu și începe să strige mai tare la el, se spune: Moise, te duci, orice ar fi nu există. Observați procesul acesta. Prima dată îi spune Dumnezeu: iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Moise, înțelegi ce vreau eu să faci? Să-mi eliberez poporul de acolo. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Iată perspectiva. Fiecare dintre noi, în momentul în care vedem perspectiva, locul în care ne cheamă Dumnezeu să fim, posibilitățile, unde am putea să ajungem, țintele înalte din viața noastră, primul pas este să ne dăm înapoi. Pentru că din fire noi vrem să ne conservăm, să ne protejăm, să rămânem într-o zonă de stabilitate, de confort, de calmitate. Ce rost are să ne mai provocăm, să ne facem atâtea probleme în viața noastră? N-are rost. E bine să rămâi acolo, liniștit, calm. Și Moise i-a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Cine sunt eu? Și de aici pleacă problema. Și asta face diferența între oamenii care luptă până la capăt cu viața și sunt biruitori, sunt învingători, și ceilalți. Foarte mulți ne petrecem viața în zona aceea de plângere și nu spun că sunt lucruri care nu sunt reale. Că sunt probleme economice, că sunt anumite lipsuri, anumite nevoi. Ok, sunt reale, nu vorbim de baliverne. Sunt unii care, într-adevăr, au foarte mult și se plâng în continuare. Nu despre ei vorbim, ci vorbim despre cei oameni care sunt bine intenționați, care luptă cu viața, care își iau 1, 2, 3 joburi ca să supraviețuiască și copleșiți de ceea ce oferă viața, să spună: Doamne, nu mai pot, efectiv, nu mai văd nicio ieșire din calea aceasta, din viața aceasta. Și Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc să izbăvesc pe Israel din mâna lui Faraon? Cine sunt eu? Și de aici pleacă totul. Cine ești tu? Și în funcție de răspunsul pe care îl dai sau pe care nu îl dai, că și tăcerea este un răspuns, lucrurile se schimbă în bine sau în rău mai departe. Totul pleacă de aici. Cine sunt eu? Care mi este misiunea? Cine sunt eu? Ce pot să fac eu? Câtă încredere am în ceea ce mi-a dat Dumnezeu? În talanții pe care mi-a pus în mână. Și bineînțeles că Dumnezeu continuă să-i arate că are valoare, că îl prețuiește foarte mult, că îl iubește, că are încredere în el, că îi dă putere să facă lucruri mari. Și Moise tot neagă lucrul acesta, argumentează cu Dumnezeu și pe bună dreptate: eu sunt aici un beduin, un păstor în toată pustia aceasta și acum mă duci la curtea imperială, e o distanță ca de la cer la pământ, ce să fac eu acolo? Și Dumnezeu cu răbdare tot îi spune, îi explică încă o dată și încă o dată și încă o dată, poate va pricepe. Și Dumnezeu îi spune în versetul 19, capitolul 3: știu că împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea are să vă lase să plecați. Dumnezeu îi pune în față viitorul și îi spune: Moise, știi ce? Partea dramatică nu este în inima ta, în partea ta, în ceea ce privește persoana ta, va fi la faraon și la slujitorii lui. Dezavantajul nu l-ai tu, îl vor avea ei, pentru că eu voi schimba lucrurile, dar am nevoie de tine. Și am zice: oh, cu așa argumentare din partea lui Dumnezeu, toate lucrurile se vor schimba. Și Moise va zice: da, Doamne, sunt încântat. Da, de unde? Așa cum facem și noi. Când Dumnezeu ne pune în față o perspectivă nouă, oportunitățile, zicem: Doamne, dar nu, și începem să dăm argumente. Și în felul ăsta motivația scade din ce în ce mai mult până când renunțăm și zicem: gata, Doamne, până aici.
nu mai vreau să aud nimic, nu mai vreau să știu nimic, nu mă mai interesează absolut nimic. Vreau să trăiesc liniștit, să nu mai tulbure nimeni. Mergem mai departe. Capitolul 4, cu versetul 1. Moise a răspuns și a zis: iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Cu alte cuvinte, ce credibilitate am eu în fața lui Faraon? Ce mai și zăpăcitul ăsta a venit de până în deșert acum să-mi țină mie spiciuri religioase și să-mi spună să las eu poporul, mâna asta, moca de lucru, să-i las eu să plece hai hui pe nu știu unde. Cine mai clădește piramidele? Cine mai clădește toate statuile astea impresionante și clădirile pe care vreau să le fac eu? Tu te mă de aici! Ce vii tu aici să-mi strici mie armonia și planurile mele de viitor? N-au să mă asculte, Doamne, n-au să mă asculte. Și ca să-i dea o lecție, și ca să ne dea o lecție, Dumnezeu pleacă de la ceva foarte nesemnificativ și îl întreabă pe Moise: auzi, spune-mi, te rog, ce ai în mână? Păi, Doamne, ce să am? Un ciomag, o bâtă, un toiag, ce să am? De era măcar un sceptru, dar nu, un toiag am, Doamne, asta. Nu, fii atent, aruncă toiagul. Aruncă toiagul să preface în șarpe. Apucă șarpele de coadă, total irațional. Și apucă de coadă și se preface înapoi în toiag. Bagă-ți mâna în sân, bagă mâna în sân, scoate-o afară, scoate afară, lepra. Bagă-o înapoi, o bagă înapoi, scoate înapoi, mâna vindecată. Și a zis, uite, cu elementele astea două simple, cu toiagul și cu mâna ta, vei face diferența. Și dacă citiți experiența asta a eliberării din Egipt, și nu doar, și după aceea, o să vedeți că majoritatea minunilor sunt făcute cu ajutorul mâinilor și cu ajutorul toiagului. Dumnezeu îi spunea lui Moise sau lui Aron, întindeți toiagul sau întindeți mâna. Și apare ca un motiv, ca un leitmotiv, ca un refren în cartea Exodului și în cărțile lui Moise. Moise și-a întins mâna sau și-a întins toiagul. Aron și-a întins mâinile spre cer, da? Sau a întins toiagul. Și minunile se făceau cu mâna și cu toiagul. Foarte multe dintre ele. Dumnezeu a vrut să demonstreze că n-are nevoie de multe resurse din partea noastră ca să facă minuni prin noi și să schimbe lucrurile prin noi. Este o lecție extraordinară. Ce ai în mână? Un toiag. Un calculator, un telefon, eu știu, poate să fie cu totul și cu totul altceva, poți să pui pe lista aceasta, să te întrebi, eu ce am în mână sau ce am în minte, ce am în suflet, în viața mea, care să poată să folosească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Întreabă-te în seara aceasta, ce ai în mână? Nu aștepta să fie contul doldora în bancă, cardul plin de bani, să ai nu știu câtă influență. Începe de la lucrurile mici. Începe de la lucrurile pe care le ai la dispoziție și începe să acționezi cu ele. Dumnezeu a zis, uite, cu un toiag și cu mâna vei putea să eliberezi pe poporul meu din robia egipteană. Și după ce a ajuns la Faraon, Moise se lovește de valurile de împotrivire, atât din partea lui Faraon și a slujitorilor săi, cât și din partea celor din popor, care nu vedeau perspectiva, care nu credeau în minunile lui Dumnezeu. Și la un moment dat, chiar și Moise a început să se clatine din nou și să cadă din nou în scepticism și în necredință. Și spune capitolul 5, cu versetul 20 în continuare, sunt niște versete care ne arată că deja Moise începuse să se descurajeze. Când au ieșit de la Faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aron care îi așteptau. E vorba de acei oameni din poporul Israel care exploatau pe cei din poporul lor și care erau oarecum portvocea poporului la Faraon. Și le-au zis: să vă vadă Domnul și să judece. Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui, ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Moise s-a întors la Domnul și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis?
de când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și n-ai izbăvit pe poporul tău. Cu alte cuvinte, Doamne, de când am încercat să împlinesc planul tău, de când am încercat să împlinesc misiunea pe care mi-ai dat-o, lucrurile merg din rău în mai rău. Și acum i-am zgândărit și pe oamenii ăștia din pacea lor, a robiei, așa cum era, cu bice, cu lipsă de hrană, cu tratamentul ăsta inuman, acum și-au înăsprit egiptenii toate condițiile de robie și de muncă și mi-am pus în cap. Și toți s-au întors acum împotriva mea și spun: Moise, ce ne-ai făcut? Și Moise aproape că cedează. Foarte mulți oameni renunță când sunt aproape de reușită. Mai aveau un pas, mai aveau încă o dată să mai facă încă o încercare și atunci renunță și se întorc înapoi la viața pe care au avut-o înainte. Este cel mai comun și cel mai ușor lucru de făcut, să te dai bătut și să te întorci înapoi la condiția aceea de confort, cât că era robie, că primeai bice pe spinare, că era o existență mizerabilă. Și nu contează, important este să te întorci, nu mai vezi perspectiva, nu vezi mai departe. De ce aș mai încerca încă o dată? Și Domnul aici intervine și spune: Moise, stai că până acum doar i-am agitat un pic. N-am intrat eu în tot acest joc. Îmi place foarte mult ce spune Dumnezeu și aș vrea să iei la suflet cuvintele acestea, pentru că sunt magnifice, sunt atât de puternice și te pot ajuta indiferent de situația în care te afli în viața ta. Fiți atenți! Domnul a zis lui Moise, după ce Moise era deja demotivat, era total decuplat de la planul lui Dumnezeu și dezamăgit și dezgustat: vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis: eu sunt Domnul. Și de aici pleacă diferența. Aici se face diferența. Eu sunt Domnul. Plecăm în viața noastră cu tot felul de planuri, de lucruri și obosiți, la un moment dat cădem. De ce? Pentru că uităm că El este Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan, țara călătoriilor lor sfinte în care au locuit ca străini. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel: eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să intervin acum, să schimb situația și vreau să înțelegeți că mari oameni care au scris istorie, care au avut experiențe cu Dumnezeu, oamenii prin care Dumnezeu a făcut minuni, sunt acei oameni care au trăit pentru binele altora. Da, poți să faci multe lucruri pentru tine, să-ți meargă bine compania, să-ți meargă bine firma și totul să fie centrat spre tine, spre beneficiile tale, însă, pe termen lung, toate acele companii și toate acele firme care trăiesc doar pentru ele, vor falimenta sau nu vor scrie istorie, pentru că nu au urmărit binele oamenilor, ci doar profitul temporar. Dacă vrei să dăinui, dacă vrei să scrii istorie, dacă vrei să faci lucrurile altfel, trebuie să te gândești la binele celorlalți. Și Dumnezeu i-a adus aminte întotdeauna lui Moise: Moise, nu pentru tine te bați aici, ci pentru poporul meu. Nu pentru tine cauți beneficii, ci pentru poporul meu. Și la un moment dat era atât de insuportabil poporul acesta al lui Dumnezeu, chiar cel care îi eliberase, de multe ori a fost acuzat, a fost dat la o parte, a fost la un pas să fie lapidat de mulțimea furioasă și capricioasă și cu o vedere îngustă. Însă Moise a făcut lucrurile acestea pentru poporul lui Dumnezeu, pentru oamenii pe care îi iubea Dumnezeu. Și a zis: Moise, i-am văzut pe necăjiții ăștia, lasă-i mă că n-au, după atâta robie,
nu mai au perspectivă și pe unii oameni nu-i duce capul. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. N-are rost să le explici anumite lucruri pentru că nu le pot pricepe. Ei văd numai de aici până aici. Și viața se rezumă doar la existența de azi. Și nu văd imaginea de ansamblu. Însă Dumnezeu dorește să ne lărgească perspectiva. Moise, tu pricepi altfel lucrurile, ai stat în meditație atâția ani, ai văzut ce înseamnă să fii sărac, să fii singur, ai văzut ce înseamnă viața aceasta austeră. Vreau să-i duc într-o țară în care curge lapte și miere, vreau să-i fac să treacă de la mentalitatea de sclav, la mentalitatea de stăpâni, să le dau moșie la fiecare, să le dau pământuri, să aibă fiecare locul pe care să-l administreze, să fie niște oameni fericiți. Moise, tu pricepi unde vreau să-i aduc eu, lasă-i pe ei, tu fii mai sus decât ei. Și Moise a înțeles și spune în capitolul 7, cu 1 și 2, niște cuvinte extraordinare pe care aș vrea să le înțelegi și să le iei la suflet atunci când lucrezi pentru binele oamenilor. Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce îți voi porunci eu, iar fratele tău Aron va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Te voi face Dumnezeu pentru Faraon. În momentul în care ai o misiune de la Dumnezeu, în momentul în care lucrezi pentru alții, în momentul în care vrei binele celor mulți, în momentul în care vrei binele omenirii, în momentul în care vrei să faci viața altora mai frumoasă, Dumnezeu te face temporar Dumnezeu pentru ei. Ca să le dai o slujbă, să le dai o pâine, să le dai o speranță, să le aduci un zâmbet, să-i încurajezi, să-i ajuți să iasă din tristețea aceasta și din negativism. Atunci ești Dumnezeu pentru ei, pentru că ești elementul prin care lucrează Dumnezeu în viața lor și care îi face să se schimbe, îi face să zâmbească, îi face să spere din nou, îi face să aibă visuri, îi face să aibă aspirații. Și asta s-a întâmplat cu Moise. Dumnezeu a zis, te fac Dumnezeu pentru Faraon. Nimic și nimeni nu-ți va sta împotrivă. Atâta vreme cât ai un vis pentru binele altora, Dumnezeu va fi alături de tine. Și bineînțeles, au început minunile lui Dumnezeu să se mulțească. Și spunea Dumnezeu, folosește toiagul sau întindeți mâna? Folosește toiagul, întindeți mâna, cu excepția celor minuni sau urgii prin care Dumnezeu a acționat direct. A trimis valul de lăcuste, a trimis anumite calamități sau molime. Dar în foarte multe ocazii Dumnezeu i-a spus lui Moise, ce ai la mână, ce ai în mână Moise? Toiagul, folosește toiagul. Când nu folosești toiagul, folosește mâna. A vrut să ne transmită Dumnezeu o lecție prin toată această modalitate a lui de a lucra. Că n-ai nevoie de lucruri complicate ca să realizezi lucruri mari. Că n-ai nevoie de mult de la început ca să câștigi mult. Ci ai nevoie de credință care face puntea între puțin sau nimic și între mult. Între vis, între ideal, între împlinire și locul în care vrei să ajungi. Bineînțeles că în toate aceste lucruri Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă pe Moise că n-are nevoie ca să izbăvească pe popor nici de armate, n-are nevoie nici de bani mulți, n-are nevoie nici de alte lucruri complicate, ci are nevoie de mână, de toiag, de credință, de viziune ca să realizeze lucruri mari. A venit momentul în care să iasă din robie egipteană, să treacă Marea, Marea Roșie. Bineînțeles, când au ajuns acolo egiptenii, au început toți să plângă, să fie disperați. Ce ai făcut? Ne-ai scos din Egipt, acum o să ne omoare egiptenii. Și Moise, foarte calm, de data asta a învățat lecția, foarte liniștit, le spune așa, capitolul 14 cu versetul 13, cartea Exodului. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Nu vă temeți de nimic. Cum? Ăștia vin să ne omoare. Nu, stați, stați liniștiți. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea
niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. În situațiile tensionate, în situațiile grele, în situațiile de cumpănă, este foarte important să rămâi calm. Dar un calm activ, nu un calm din ăsta nepăsător. A, ce o să faci? A, ce-o da Domnul? Cum o să rezolvăm? Nu știu, Domnul știe. Nu despre calmul ăsta al inconștienților și a indiferenților și a oamenilor care trăiesc cu mintea nori. Nu! Și vorbim de un calm bazat pe credință și pe făgăduința lui Dumnezeu. Ce facem? Sunt atâtea amenințări. Suntem o misiune pentru Dumnezeu. Ce facem? Că uite, ăștia ne omoară. Stai liniștit că Dumnezeu va lupta. Rezolvă lucrurile. Și după aia intervine Dumnezeu și spune: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despico și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Folosește-ți mâna și toiagul și eu voi despica marea. Este extraordinar mesajul acesta al lui Dumnezeu, prin care ne învață să ne încredem în puterea Lui, în ceea ce poate face El prin noi. Nu trebuie să ai resurse impresionante ca să faci lucruri mari. Câștigă mult cu puțin. Este foarte important să înțelegi diferența. Nu te bloca la faptul că mai ai puțin sau că ai puțin, ci provoacă-L pe Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să fac asta pentru Tine. Biblia este plină de exemple care ne aduc în față pe oamenii lui Dumnezeu, pe cei care au făcut multe lucruri cu puțin. Moise este unul dintre cei care au realizat lucruri mari cu puțin, cu o mână și cu un toiag. Și la sfârșitul vieții spune Scriptura despre el că n-a fost proroc ca Moise în Israel și om care să vorbească cu Dumnezeu gură către gură și profet prin care Dumnezeu să facă atâtea minuni și semne. Cum? Cu o mână și cu un toiag. Crezi că Dumnezeu s-a schimbat? Crezi că Dumnezeu este astăzi altfel? Că și-a schimbat metodele sau principiile de lucru, pentru că metodele s-ar putea să varieze puțin, să fie diferite. Dar principiile lui Dumnezeu de lucru sunt simple, întotdeauna au fost simple. Și dacă ne uităm la Moise, îl vedem aici că el cu un toiag și cu mâna a făcut toate aceste minuni. Dacă ne uităm la Gedeon, în momentul în care îngerul Domnului a venit la el și a spus: Gedeon, uite, ești un viteaz. Domnul este cu tine, viteazule. Du-te și izbăvește pe Israel. Și începe iarăși să spună: Doamne, dar cu ce să izbăvesc eu pe Israel? Cu ce? Sunt cel mai mic din cea mai mică seminție. Ce să fac eu cu resursele astea limitate? N-am armată, n-am nimic. Și Dumnezeu îi spune: du-te cu puterea asta pe care o ai. Cum, așa mică? Da! Du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Nu te trimit eu oare? Și începe să ceară semne de la Dumnezeu. Dumnezeu îi le dă. Și când s-a adunat pe lângă el o armată bunicică, aproape la 30.000, așa, zice Dumnezeu: auzi, sunt cam mulți. Nu cumva să crezi că mâna ta sau istețimea ta te vor conduce la victorie. Du-i, spune-le din start, cine este fricos? Cine s-a căsătorit de curând? Să meargă acasă. Știți câți au fost? 22.000 de fricoși și de oameni care ziceau: cum să plec eu? Acum m-am însurat, acum am sădit o vie, acum îmi încep și eu viața, n-am chef, mie frică, nu, n-am nevoie, să stea departe de Muntele Galaadului. Și o aplicație și pentru noi. Dacă ai mulți oameni nemotivați, nu vei realiza absolut nimic. Dumnezeu zice: am nevoie de oamenii credinței, oameni puțini, dar motivați, oameni care fac diferența. Du-i la apă, încă sunt prea mulți. Și au început să-și dea jos armele, să caște, să bea apă liniștit. Zice: trimite-i și pe ăștia acasă, n-am nevoie de ei, n-am nevoie de ei. Aș vrea să înțelegeți că oamenii nu sunt importanți, ba, sunt foarte importanți, sunt cheie, dar contează foarte mult motivația pe care ei o au. Cu ăștia 300 te duci și bați pe Madian, adică 120.000 de oameni. Este fantastic. Să dai o biruință unui popor, 300 împotriva 120.000. Dacă ne uităm la David, în momentul în care Dumnezeu
i-a dat impulsul acesta și s-a dus împotriva lui Goliat, David ce avea în mână? O praștie, un toiag și 5 pietre în traista de păstor. Ce să faci împotriva namile astea, dita mai omul, războinic din tinerețea lui, să te duci tu în puștan cu o praștie în fața lui? A început ăsta să râdă. Vii împotriva mea cu un toiag și cu praștie, de ce se o câine? Însă toiagul acela, praștia și piatra au făcut diferența. Puțin câștigă mult atunci când intervine credința. Dacă ne uităm la Elisei, în viața lui Elisei apar atâtea minuni și semne. Elisei a apărut într-un moment foarte, foarte dificil din toate punctele de vedere în viața poporului Israel. Era instabilitate politică și militară. Era idolatrie, era necredință, era criză, era foamete, era cât se poate de greu. Toate elementele le-a prins. Elementele grele, negative. Și cu toate astea, Elisei este omul care face diferența prin minunile pe care le-a făcut cu ajutorul lui Dumnezeu. Și la fiecare minune, Elisei schimbă lucrurile cu puțin. Pleacă de la puțin și face mult. Și aici putem să găsim minunea aceea cu un de lemn. Vine văduva săracă și spune, vai, omule al lui Dumnezeu, ce putem face? Ce putem face? Că nu, uite, vină ăștia cămătare să-mi ia copiii. Cum să plătesc eu datoria? Du-te și adună vase cât mai multe, împrumută vase și toarnă un de lemn în ele, vinde un de lemnul și Dumnezeu te va ajuta ca să supraviețuiești, să-ți plătești și datoria. Și așa s-a întâmplat. Dacă ne mai uităm în continuare, când a făcut ciorba aceea otrăvitoare să fie comestibilă, când a mulțit pâinile, a venit un om din Baal Shalisha și a dus 20 de pâinici de orz. Și ar fi putut să zică, bine că mi-a dus, că și așa ăștia mor de foame, eu ca om al lui Dumnezeu, mănâncă, tată, bagă în tine, supraviețuiește că tu ești păstorul lui Israel. Nu! Am 20 de pâinici de orz. Ce-ar fi dacă aș cere binecuvântarea lui Dumnezeu ca să fac mai multe pâini și să binecuvântez poporul acesta cu bunătatea lui Dumnezeu? De la puțin la mult s-a rugat, afrând pâinile și le-a mulțit. Este un exemplu și un tip al lui Mesia. Dacă mergem mai departe, citim despre Elisei, momentul acela în care a orbit sirienii. Erau mulți, el era singur. Și în momentul în care i-a văzut atât de mulți, sluga lui a zis, păi, stăpâne, ce o să facem? Ne omoară, ăștia ne înghit, ne iau rob, ne omoară. Și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Că mai mulți sunt cu noi decât împotriva noastră. Problema noastră este că nu vedem departe. Nu vedem acolo unde vrea să ne ducă Dumnezeu. Avem ochii închiși pentru lumea lui Dumnezeu și sunt deschiși doar pentru ceea ce apare în fața noastră. O mâncare, o băutură, o distracție, lucrurile astea mărunte, care uneori sunt bune, dar nu reprezintă viața adevărată, nu reprezintă o existență împlinită. Și majoritatea se blochează aici și nu văd lumea lui Dumnezeu. Doamne, deschide ochii să vadă. Și a văzut muntele plin de cai și de care în jurul lui Elisei. A câștigat mult cu puțin. Apoi, dacă ne gândim la perioada aceea de foamete, când toți erau disperați în frunte cu împăratul și căutau țapii spășitori chiar să-l omoare pe Elisei. Băi, dacă scăpăm de ăsta, am scăpat de criză, am scăpat de toate. Nu-i nimic nou sub soare, așa se întâmplă așa. Când lucrurile merg prost, cine-i de vină? Ne uităm în stânga, în dreapta, gata, îl decapităm, am terminat cu el. Și Elisei a făcut o profeție. În criza aceea profundă, în care mâncau capete de măgar și mâncau găinați de porumbel, era cumplit, își mâncau copiii. Mamele își mâncau copiii. Și înainte de a veni, împăratul a zis, mâine, la ora asta, criza se va termina. Dumnezeu va interveni și va aduce belșug de binecuvântare. Nimeni nu l-a crezut. Însă a fost omul lui Dumnezeu care a zis, din nimic Dumnezeu poate face ceva. Iisus Hristos, când a fost pe pământ, dragii mei, a făcut minunile din partea lui Dumnezeu și ne-a arătat că Dumnezeu n-are nevoie de multe lucruri ca să facă lucruri mari. Că El poate să facă din puțin sau din nimic mult. Și avem aici momentul în care Iisus a mulțit pâinile și a zis, uite, pot să hrănesc mulțimea aceasta. Și a provocat pe ucenici și a zis, le dăm drumul să meargă, dă-i încolo, nu mai contează, sunt atenți, nu sunt atenți, sunt hrăniți, nu sunt hrăniți. Bine că au fost aici, ați ascultat predica, acasă toți,
vă mulțumim, vă așteptăm data viitoare. Și Mântuitorul a zis, nu merge așa. Și cum să hrănim atâția, Doamne? De unde? Imposibilitate. Păi ce aveți? 5 pâini și 2 peștișori. Nicio problemă, aduceți-le încoace. S-a rugat, a binecuvântat și a început să împartă. Și nu se mai termina, și nu se mai termina, și nu se mai termina. Până când s-au săturat toți și apoi a zis, strângeți firimiturile. Nu disprețuiți puținul care a rămas. Aduceți înapoi, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu nu trebuie risipită. Puțin înseamnă mult, dacă știi ce trebuie să faci cu acel puțin. Iisus ne-a transmis acest mesaj și minunea aceea cu pescuirea minunată. N-aveau nimic. A fost toată noaptea să prindă pește. Oameni specializați pe domeniul acesta al pescuitului. Și n-au prins nimic. Și au început să plângă. Doamne, n-am prins nimic. Ascultați Evanghelia. Și au ascultat Evanghelia și la sfârșit Mântuitorul zice, auziți, ia, în partea cealaltă. Doamne, n-am prins, dar dacă tu zici, hai că mai încercăm o dată. Pe lângă eșecul ăsta, unul în plus sau în minus, ce mai contează? Dar dacă tu zici, hai să mai încercăm o dată, și am mai încercat o dată. Și la cuvântul lui Dumnezeu, din nimic, a apărut belșugul, a apărut binecuvântarea. Sunt atât de multe lecții în cuvântul lui Dumnezeu, care ne arată că El nu are nevoie de mult ca să câștigăm mult. El ne învață cum să găsim acea formulă, așa cum căutau alchimiștii mai de mult să găsească piatra filozofală prin care se transforme totul în aur sau să găsească elixirul acela al nemuririi. Tot așa și Dumnezeu vrea să găsim acea formulă prin care să reușim să transformăm puținul în belșug, să plecăm de la puțin sau chiar de la nimic și să construim ceea ce este măreț și nobil pentru viața noastră și pentru viața altora. Provocarea aceasta trebuie să fie în inima ta și în inima mea. Indiferent ce faci în viață, că ești artist, că ești, eu știu, regizor de film, că ești antreprenor, că ești om care lucrează în domeniul afacerilor, că lucrezi ca angajat într-o anumită companie sau firmă sau televiziune, nu contează ce faci. Important este să înțelegi că Dumnezeu vrea mai mult de la tine și să nu te blochezi în momentul în care ai puțin sau în momentul în care nu ai aproape nimic, ci să zici, Doamne, cum pot să fac mai bine lucrurile? Cum pot să ies mai departe și să duc lucrurile spre mai bine, spre mai mult? Dumnezeu ne oferă lecții prețioase în cuvântul Său și cred că niciunul dintre noi care credem acest cuvânt și care avem acea determinare, nu vom da greș. Poate că vei da o dată, de două ori, de 10, de 20, însă în final biruința este asigurată pentru că o promite Dumnezeu în cuvântul Său. Câștigă mult cu puțin. Asta este provocarea. Poți și tu acest lucru dacă crezi cu adevărat în inima ta. Poți să pleci de la nimic sau de la puțin și să câștigi mult. Între este credința. Alegerea ta este foarte importantă, dar principiul rămâne, pentru că nu l-am spus eu, l-a spus Dumnezeu. Câștigă mult cu puțin. Mergi înainte și Dumnezeu va fi cu tine.